Biserica din lemn din parcul Iore din capital a fost vandalizată. Pe toată suprafața ei au fost scrise mesaje pro-LGBT. Alexandra Popescu se află acolo și are mai multe informații. Bună seara, Alexandra! Ce mesaje au fost scrise și ce spun acum oficialii bisericii? Bun găsit! Cei care au vandalizat biserica au scris mesaje pe exteriorul acesteia, dar de asemenea au scris și pe icoane cu vopsea roz. Aceste mesaje erau unele pro-comunității LGBT, un gest de asemenea criticat aspru de către oficialii Bisericii Ortodoxe Române. Așadar, așa cum vedeți în imagine, aceste mesaje au fost șterse între timp, însă purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române a criticat extrem de dur acest gest și a spus că este unul de o violență stridentă și de asemenea a spus despre cei care au făcut acest lucru că fac parte dintr-o comunitate anticreștină. Așadar, a mai spus Vasile Bănescu că acest gest, această comunitate, de asemenea, are destul de mulți adepți și la noi în România, din păcate, a mai conchis purtătorul de cuvânt. De asemenea, la 112 a sunat chiar preotul de aici, de la biserică, de dimineață, când a ajuns și a văzut mesajele pe pereții bisericii. Aici, la fața locului, au venit polițiștii de la secția 12 de poliție, au făcut cercetări și, de asemenea, în continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul de distrugere. Această biserică de aici, din parcul Iore, a fost inaugurată în anul 1996 și este construită în stil maramureșan.